Ești o persoană strălucitoare, independentă și capabilă să-ți afirmi drepturile. Pe de-o parte, ai curaj și dorința de a-ți asuma riscuri, pe de altă parte, ești atentă și precaută. Natura ta paradoxală afectează schimbările de dispoziție, care pot varia de la bucurie la întuneric. Când spiritul de noutate se trezește în tine, ești fericită să te grăbești spre noi proiecte și întreprinderi. Uneori regreți deciziile grăbite, dar în cele mai multe cazuri totul funcționează chiar mai bine decât te așteptai. Principalele teme din viața ta sunt mișcarea, harul și forma. Ești extrem de îngrijorată de impresia pe care o faci cu prezența ta și, prin urmare, acorzi o mare atenție corpului tău. Poate că motivul pentru aceasta este dorința de a-ți forma emoțiile. Ești extrem de capricioasă și inconștientă în starea ta de spirit, care uneori se manifestă în comportament pasiv-activ. În tinerețe, ai avut un temperament pasiv, ceea ce poate să fi creat o mulțime de inconvenient atât pentru tine cât și pentru cei din jurul tău. Cu vârsta, acorzi tot mai mult atenție harului interior, nu ești indiferentă față de modul în care te miști sau în care vorbești. Semnul tău zodiacal aparține constelației RAC. Semnul zodiacal RAC este direct legat de semnele elementului apă, care se disting prin următoarele calități: conștiință, patriotism, dedicație în protejarea celor dragi, scrupulozitate în materie de bani. Tu ești o persoană care își trăiește fantaziile. Fără exagerare poți fi numită filozof, gânditor și visător agitat, deoarece luna protejează semnul tău zodiacal. Prin natura ta calmă, cu un caracter flegmatic, ești predispusă la autoflagelare și la depresii frecvente. Dar dacă ai o stare bună, aceasta este transmisă tuturor celor din jurul tău. Ești o fire radicală, nu-ți place să reinventezi roata, de obicei urmărești o cale cunoscută și folosești doar mijloace dovedite pentru a-ți atinge obiectivele. Cu ușurință găsești un limbaj comun, chiar și cu străinii, tu poți petrece ore în șir cu entuziasm pentru a-ți împărtăși gândurile cu prietenii. Ești un tovarăș bun, știi să păstrezi secretele. De asemenea, risipa nu ți este specifică, dimpotrivă, tu economisești cu grijă atât banii, cât și lucrurile, mobilierul, chiar și produsele alimentare. Ești blândă și vulnerabilă, ești condusă de singurul satelit al Pământului, Luna, simbolizând reverie și talent. Deci, îți este scris în stele ca fiind ființă senzuală care își inventează propria lume. Dar adesea nu cunoști limitele și poți fi excesiv de dependentă. Dacă placi pe cineva, ești neobosită în a-ți dovedi dragostea și este mai bine să nu fii văzută în furie. Tu ai un minunat simț al umorului și ești populară cu prietenii. În munca ta, reușești pentru că semnul zodiacului te distinge prin diligență în îndeplinirea sarcinilor. Căutând mereu idei noi, poți arunca o afacere neterminată de dragul unei ocupații noi, care este, după părerea ta, mai interesantă. Guvernatorul tău astral este Luna. Luna este responsabilă pentru instinctele și adaptabilitatea ta. Luna este favorabilă pentru profesii care țin de lanțuri de furnizori, aprovizionare, pentru scriitori și bucătari. Planeta ta în exil este Saturn. Lui Saturn îi poți mulțumi pentru lipsa de practicitate și pentru natura ta blândă. Ai o personalitate uimitoare, în care este la fel de bine proporționat curajul, strălucirea, independența, combinate cu prudența și scopul. O asemenea intercalare a calităților joacă câteodată o glumă crudă cu tine, ești predispusă la schimbări de dispoziție, deznădejde și depresie. Cu toate acestea, intuitiv găsești întotdeauna soluția potrivită chiar și în cele mai dificile situații. Adesea, acest lucru este precedată de decizii rapide emoționale, pe care uneori le regreți. Dar, în cele din urmă, soluțiile se dovedesc a fi cele mai corecte și mai eficiente. Tu urmărești foarte atent apariția ta, doar pentru că este important pentru tine ce impresie se manifestă asupra celor din jurul tău. Calitatea excepțională a ta este respectul corect de sine, rar întâlnită la alte persoane. După ce ai făcut o greșeală,
Ai recunoscut-o rapid și ușor, apoi tragi concluzii pentru tine însăți și încerci să te corectezi în viitor. O astfel de abilitate uimitoare de auto-îmbunătățire nu trece neobservată de alții, ei apreciază eforturile făcute de tine. Astfel tu reușești să evaluezi consecințele acțiunilor tale, dar nu îți poți controla mereu emoțiile la timp. În acest sens, este important să înțelegi beneficiile tăcerii și inacțiunii în situații adecvate. Cu toate acestea, fiind o fire autocritică, tu poți lua inacțiunea ca o formă de îndoială și indecizie, deși de fapt, accentul este pus pe nevoia de a aștepta momentul potrivit pentru acțiune. În această privință, îți este foarte util să înveți să aștepți cu răbdare recompensa pentru muncă, aceasta va tempera voința. Nu ar trebui să fii prea doritoare de laudă, aceasta poate fi plină de pierderea stimei de sine și a exprimării de sine. Este vital ca tu să dezvolți tu însăți o unicitate, o individualitate, chiar cu prețul expunerii totale și a construcției ulterioare. Trebuie să fii atentă la dezamăgirile emoționale, deoarece adesea ești prea idealistă în ceea ce privește sentimentele altor persoane, în special, ai tendința de a-ți transfera emoțiile către cei care sunt aproape de tine. O astfel de subiectivitate excesivă trebuie să fie proiectată cu grijă, pentru a da completitudine, dar în niciun caz să nu suprime, altfel de la un individ vesel este ușor să devii un neurastenic. Te distingi față de alții nativi din rat prin astfel de trăsături speciale, ești intuitivă, moale, emoțională, poți fi afectivă, timidă și oarecum frigidă, preferând umilința și dorința de servilitate. Sau dimpotrivă, poți fi strălucitoare, instabilă din punct de vedere emoțional, cu o stimă înaltă de sine. Ești sensibilă la critici, predispusă la drame excesive, impresionabilă. Cum afectează data de 19 iulie soarta ta? Ești foarte îngrijorată de ceea ce cred și spun ceilalți despre tine. În plus, aceste experiențe, cu toată emoționalitatea ta, sunt de obicei ascunse de ceilalți. În plus, chiar dacă ești îngrijorată de aspectul tău, de exemplu fiind supraponderală, poți fi destul de pasivă în eliminarea problemelor. Uneori îți place să fii obraznică, să-ți arăți instabilitatea emoțională. Îți place când ți se acordă atenție. Pentru aceasta, ești gata să lucrezi la harul tău natural, stilul vestimentar, etc. Datorită unor astfel de eforturi, stăpânești maniere bune și instrumente de imagine. Datorită deschiderii tale, este de obicei ușor să treci prin viață. Uneori se pare că totul merge în mâinile tale. Tu nu ai atât de mulți prieteni apropiați, dar pot exista sute de prieteni. Ai o modă de gândire nestandard. Dorința de a găsi soluții pentru sarcinile cele mai dificile și complicate conduce la faptul că obții un mare succes și niciodată nu te confrunți cu probleme materiale. Lipsa de restricție în relațiile cu alte persoane are un impact foarte negativ asupra ta. Tu crezi că dacă vei tăcea, dacă nu-ți exprimi dezacordul, va fi comparabil cu trădarea sau cu slăbiciunea. Tu nu poți recunoaște ca fiind slabă. Ești predispusă la reflecție. Excesul de săpătură în sine și critica cuiva poate duce chiar la un comportament indecis. Dacă vei lăsa o astfel de analiză să te copleșească, atunci aceasta ar putea interfera cu dezvoltarea carierei și viața personală. Orice eșecuri persistă le simți foarte dureros. Pe de altă parte, lauda și adularea sunt necesare, îți place să strălucești și să primești partea ta de complimente. În funcție de modul în care reușești să construiești relații în dragoste, poți fi neurastenică sau veselă. Nu toată lumea poate suporta schimbările tale de dispoziție. Tendința spre idealism sau crearea de idoli inutili poate afecta negativ viața ta. Ești capabilă să transferi calități fictive celor dragi, cu care te poți împăca cu greu. Acest lucru va provoca nemulțumire, conflicte. Ca rezultat, poți rămâne singură. Dacă totul merge bine, cu vârsta, realizezi că trebuie să cauți harul și armonia în tine însăți. Aceasta duce la faptul că devii mai calmă. Pentru cei care te-au cunoscut în tinerețe,
Li se poate părea că ești completă diferită. Pentru a fi fericită, trebuie să fii mai hotărâtă și să nu te temi să-ți arăți emoțiile și naivitatea. Dragoste și compatibilitate. Două dorințe opuse trăiesc în tine, dorința de dependență și seta de independență. Prin urmare, în viața emoțională o simți ca pe un roller coaster. Ești ruptă între dorința de libertate și independență și dorința de constanță pe care o poate oferi dragostea și relațiile de durată. Racul este singurul semn care poate într-un fel sau altul să găsească înțelegere reciprocă cu toate semnele zodiacului, dar tu găsești o fericire specială cu Scorpionul, Fecioara, Capricornul, Taurul și Peștii. Cu anumite compromisuri, există șansa de a construi o relație cu Balanța, Săgetătorul și Leul. Cele mai multe alianțe nereușite sunt cu Berbecul, Gemenii, Racul și extrem de rar cu Vărsătorul. Totul este însă posibil, neștiind nici ascendentul tău și nici lista datoriilor karmice reciproce. Locuri de muncă și carieră. Obiectivismul și abilitatea de a-ți recunoaște greșelile sunt apreciate atât de subordonați cât și de șefi. Capacitatea uimitoare de a te autocultiva poate determina respectul altora. Personalitatea pe care o dezvolți și o îmbunătățești pe tot parcursul vieții, te aduce în profesii creative, unde o poți arăta cu demnitate. Fii critică la lingușire și la aprecierea activității tale, deoarece în unele cazuri aceste lucruri poate duce la o supraestimare a stimei de sine și la pierderea obiectivității. În plus, în evaluarea altora, trebuie evitată subiectivitatea excesivă, și anume atribuirea propriilor sentimente și emoții altor persoane. Sănătate și boli. Ești predispusă la reumatism, așa că ar trebui să eviți cu desăvârșire răceala și să folosești exercițiul fizic cu moderație. Trebuie să acorzi o atenție deosebită membrelor tale în lumina posibilelor infecții și afecțiuni reumatice. Mâinile și picioarele trebuie ținute la cald pe vreme umedă. De asemenea, pot să apară dureri cronice, uneori inexplicabile, în stern, de obicei în zona inimii, și trebuie diagnosticate. Pentru a deveni armonioasă, poți practica yoga sau, de exemplu, dans. Dar acest lucru nu este deloc necesar, deoarece poți obține aceleași beneficii din activitățile fizice în sala de gimnastică și în piscină. Dezechilibrul intern poate duce la faptul că poți fi capricioasă, aducându-le altora un grad de extrem de iritare. Aceste lucruri nu poate afecta decât sănătatea, deci acest dezechilibru trebuie corectat prin alegerea unei ocupații care te va duce într-o stare de echilibru. O dietă bine echilibrată cu vitamine și suplimente minerale este recomandată, dar numai cu o prescripție competentă. Soarta și norocul. Universul ți-a dăruit o natură talentată, sensibilă, cu un caracter secret. Ești bună, prietenoasă. Având o bogată imaginație și abilități creative, te vei putea exprima în multe domenii de activitate, tot ceea ce vei face va fi ușor pentru tine. În familie, ai o relație armonioasă. În sfera materială te așteaptă bunăstarea și succesul. Sfaturi pentru tine. Nu fi idealistă, altfel poți avea multe dezamăgiri, iar aceasta este o cale directă către depresie și deznădejde. Deși poți ajunge să-ți controlezi sentimentele, nu-ți pierde niciodată spontaneitatea. Nu te îngrijora că pari uneori naivă. Fii sinceră. Evită să-i urci pe ceilalți pe un piedestal. Investește în propriile tale sentimente. Ce cadouri ți se potrivesc? Dacă tu colecționezi ceva, atunci problema este rezolvată de la sine. Un dar valoros este cel care se adaugă la colecția ta. Acest lucru va însemna nu numai că cel ce ți oferă darul și amintite despre ziua ta de naștere, ci și ceea ce prețuiești personal. Altfel, găsirea unui cadou potrivit pentru tine este foarte dificilă. Este mai ușor să spun ce nu ar trebui să ți se ofere cadou, ca să nu te jignească. Pentru tine, nu numai darul este important, ci și cum este prezentat. Cel mai bun dintre toate, este ceva moale și cald. În ansamblu, vei fi fericită pentru tot ce este tangibil.
apreciezi în mod deosebit atunci când darul este însoțită de un discurs laudativ, în care ți se declară cu cea mai mare convingere pentru tine ce valori de durată are prezența ta în viața celui ce oferă darul. Împreună cu darul este bine să ți se ofere și un buchet frumos de flori. Este mai bine ca darul să fie oferit solemn, cu patosul inerent al cavalerilor. Numai în acest fel te vei simți prețuită, dorită și iubită. Sentimentalitatea ta nu cunoaște limite și, prin urmare, casa ta este de obicei plină cu tot felul de poze în ramă pe pereți, statuete minunate, sfeșnice de argint ornamentate și chiar jucării aranjate frumos. Toate aceste elemente ar trebui să-ți fie oferite, tablouri, rame, antichități. Cadoul în bani este o idee minunată, dar și mai frumos ar fi într-un plic frumos, cu un model interesant. Dacă ești o gospodină activă, vei primi cu drag orice ustensile de bucătărie originale sau obiecte decorative de uz casnic. De exemplu, un cuțit de argint pentru tort, un set de ceai sau o cană banală cu fotografia ta, elefantă de porțelan, haină confortabilă, cercei eleganți cu perle sau un inel cu piatra lunii, aceste lucruri poate fi un cadou real pentru tine. Culoarea cadourilor poate fi diferită, dar este mai bine să fie albastru, turcoaz, violet, verde. Inel cu acvamarin sau turcoaz sunt un cadou minunat. Lucrurile cu dantelă nu le vei refuza, poate fi o față de masă cu dantelă, un set de lenjerie scump franțuzesc. Ambalaje ar trebui să fie transparente, fie aproape să nu ascundă conținutul, sau în mod clar să le evidențieze. Acesta este un portret general pentru tine. Te vei descoperi cu adevărat într-o astrogramă natală în care vei afla predispozițiile pentru întreaga viață, așa cum ți le-au dăruit ursitoarele tale.